Bună ziua! Astăzi vă propunem o emisiune cu o temă puțin mai delicată ca altă dată, fiindcă este vorba de o situație mai rar întâlnită pe la Soroca, în urma sărbătoririi Halloween-ului, care este o sărbătoare tradițională la Soroca, dar anul acesta s-a lansat cu ceva scântei. În primul rând vreau să vă prezint interlocutorii mei de astăzi. Este vorba despre părintele Vadim, reprezentantul protocopiatului de Soroca, și domnul Ion Babici, președintele Centrului de Resurse pentru Tinere Dacia. Pentru a nu fi învinuit că nu interpretez corect ceea ce a spus episcopul de Soroca într-o adresare către autorități, îmi permit să citesc cuvintele episcopului. Pe 31 octombrie am asistat cu nedumerire și indignare la un spectacol care nu face cinste nici urbii noastre, nici țării, nici istoriei și nici credinței noastre. Cetatea Soroca a fost pângărită de așa zisă sărbătoarea Halloween-ului cu o bântuire de acțiuni demoralizatoare prin iluminarea în roșu a edificiului pentru a închipui nimic altceva decât focul iadului. Și aș vrea să începem cu dumneavoastră, părinte Vadim, ce a vrut să spună episcopul de Soroca, domnul Ioan Moșneguțu, și care ar fi argumentele lui în materie de sărbătorirea Halloween-ului la Soroca. Preasfințitul Ioan, episcop al Sorocei, vine cu o atenționare, de fapt, nici de cum nu vrea ca să creeze vreo stare de conflict între noi, cei care reprezentăm biserica, și autoritățile publice locale, ci doar atenționând a ceea ce trebuie să se întâmple, de fapt, în viața noastră, a comunității noastre. Da? Atenția asta este. Biserica întotdeauna vrea ca să facă lumină în toate lucrurile care se petrec în viața omului, fie că este viața intimă a familiei, fie că este viața de comunitate sau a societății întregi. Și de altfel, de mult timp s-ar fi cerut ca cineva să vină și să pună o întrebare: de ce facem unele sau alte lucruri într-o lumină bună sau într-un întuneric mai rău. Și iată, asta a făcut Preasfințitul. Un fapt curajos, că a vrut ca să strige, să dea o întrebare. De ce noi nu tragem atenție la valorile sănătoase, moral-spirituale, ci încercăm ca să introducem undeva din afară alte valori care, de fapt, sunt cam străine moralității poporului nostru. Deși întrebarea episcopului a fost adresată autorităților, eu vreau să continui să-l citesc mai departe pe părintele Ioan și să dau o întrebare indirect domnului Ioan Babici. Preasfințitul Ioan zice: Halloween-ul s-a mutat din mall-uri și baruri într-un loc care este un simbol inviolabil al ființei noastre naționale, cetatea Soroca, bastion al neamului, unde de-a lungul veacurilor oștieni bravi au stat neclintiți, apărând chiar și cu prețul vieții liniștea și pacea țării, cu bărbăție și cu nădejde în atotputernicie și dreptatea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, domnul Ioan, de ce anume s-a ales anul acesta ca local de sărbătorire cetatea Soroca? Ok, deci noi în principiu la toate activitățile care sunt organizate pentru tineri avem un contact direct cu ei. Inițiativa de sărbătorire a Halloween-ului, ea cumva ca perioadă este în perioada de desfășurări activităților în decada tineretului. Și ca să lansăm decada, întotdeauna este necesar de o activitate mai amplă. Merge vorba de activități cultural-distractive, cum ar fi discoteca. Ca să nu fie discoteca respectivă așa, mai tineri au spus: haideți să dăm un generic, să fie cu un generic ca să atragem mai mulți tineri, să fie mai distractiv. Deci asta a fost în principiu alegerea lor și asta permanent, dacă să luăm câțiva ani în urmă. Ideea a venit de la ei și întotdeauna și la planificarea scenariului și la toate momentele astea organizatorice, ei s-au implicat în mod direct.
De ce cetatea? Din păcate, anul acesta, înțelegând că în Casa de Cultură se fac, s-au făcut careva reparații, ni s-a recomandat să identificăm altă locație. Și s-a propus, așa, aleatoriu, Cetatea Sorocii ca fiind un local, să zicem așa, mai cunoscut de către locuitorii orașului. Nu ne-am gândit că cumva o să ponegrim imaginea ei, sau doar că s-a propus și, într-adevăr, s-a discutat și cu primărie și cu Consiliul Regional. Au căzut toți de acord și, în principiu, noi... Discoteca, vreau să vă spun că a fost făcută nu în cetate, deci ea a fost făcută în afara cetății. Ceea ce a fost făcut în cetate, un mic concert care, de fapt, a fost cea mai mare parte, zicem așa, componentei artistice, și la sfârșit a fost o paradă măștilor, care noi am numit-o parada de Halloween. Ea mai mult a avut un scop umoristic și n-a avut nici de cum aspecte ce sunt de rituale. Anticreștinești da, culturale. Nici nu ne pricepem la acțiuni de astea ca să le putem organiza sau să le putem... Și apropo de, dacă să vorbim cumva de faptul că noi suntem o organizație obștească și noi nici de cum nu putem promova oarecare religie sau... Deci noi n-am făcut niciun fel de trimitere la o credință oarecare a participanților. Deci asta a fost absolut fără nicio implicare de acest gen. Deci noi am avut o parte, așa să spun, mai creativă. Unii tineri au venit, s-au măscat și, apropo, a fost destul de liniștit, n-a fost nimic ieșit ceva din comun, țipite, urlite sau altceva. Deci asta este, mă rog, noi nu putem să contrazicem o opinie care vine din societate, noi cu atenție o analizăm și suntem gata la dialog. Deci dacă sunt careva propuneri, noi suntem gata să organizăm discuții cu tinerii ca ele să fie discutați, vedem ce părere au și ei. Că altfel spus, noi nu putem organiza activități care de fapt nu le accept și nu vor veni nimeni. Deci noi cumva trebuie să ne gândim cum să ansamblăm toate ideile care vin din societate ca tinerii să le accepte, să implice activ, să spunem așa, să nu izolăm cumva tinerii și să vină ideile doar ale noastre și, până la urmă, ei nu vor accepta propunerile noastre. Până la urmă, această sărbătoare este proprie nu numai moldovenilor, se sărbătorește, am înțeles, că în toată lumea, și aș vrea să vă întreb, părinte, care anume acțiuni ale tinerilor în cadrul acestei sărbători au însemnat un atac la cultură, la creștinism, anume care? Bun, deci această sărbătoare, nu intrăm în detalii ce vine să însemne, adunii se trage, nu știu ce scop și are în sine, dar lucru care ne deranjează pe noi, biserica, aceste acțiuni culturale, da, pe care le facem noi cu tinerii noștri, să fie cumva făcute într-un mod în care ele să crească și să-i aduce în copiii noștri niște valori morale bune, niște valori morale frumoase, niște valori care să nu cumva să te inducă în rușine, să nu te inducă undeva ca să nu te poți manifesta liber. Ori acolo, dacă ne uităm în sărbătoarea aceasta a Halloween-ului, lucrurile nu se fac chiar la lumină. Se fac un pic mai în întuneric. Da? Nu se face ziua. S-a făcut noaptea. Ca de ce? Ca nu cumva lucruri de rușine se spară mult mai mari. Eu, de exemplu, am mai spus despre aceste infiltrări culturale venite din afară, în cadrul școlii unde predau eu religie. Da? Un copilaș când se naște, toți se bucură de el și zic, vai ce îngeraș este. Deci atunci noi îl creștem și îl deghizăm nu în îngeraș. Și l-am deghizat în ceea ce este opus îngerașul. Și masca aceasta sau fardul acesta care și-l pun ei deasupra îngerașului,
da? Deasupra îngerașului, nu merge nici într-o altă parte decât până acolo ca să-l poată pe el reconvinge de la de ceea ce este chemat el și la ce este chemat omul. Omul este chemat de a fi chip și asemănarea lui Dumnezeu, adică să fie și el luminos, să fie și el plin de iubire, să fie și el plin de bunătate. Nu cum face sărbătoarea asta, pseudo-sărbătoare venită din afară și ce zice acolo? Dă-mi, dă-mi sau te voi bântui. Îmi dai sau te bântuiesc. Trick and treat. Da? Îmi dai sau te bântuiesc. Adică, ce vine să ceară asta? Îmi dai ceva sau eu te sperii mai departe ca tot până la urmă să-mi dai. Haina aceasta a întunericului, da? Haina aceasta a nopții, haina aceasta a fiorului, haina aceasta până la urmă a vrăjmașului pusă deasupra, care strică chipul omenesc frumos și luminat, aceasta este, nu este altceva decât indirect, dar un simbol al slujirii forțelor întunericului, da? Simbol al slujirii vrăjmașului. Și atunci vrăjmașul vine și zice, dă-mi sau te bântuiesc. Adică, sau tu îmi dai cugetul tău și inima ta și sufletul tău mie și stai liniștit și bucură-te că sărbătoarea e frumoasă, bucură-te de distracții, bucură-te de artificii, bucură-te de libertatea că nu stă părintele lângă tine și nu stă mama și tata și bunei și nu zice nimeni nimic. Așa? Bucură-te. Dar ce ai făcut? În schimb, ai pierdut lumina ta de înger. Ai pierdut-o. Îngerașul acela care s-a născut și a fost un copilaș micuț, acum cumva încearcă ca să fie pus în umbră. Biserica cumva aici vrea să tragă atenția. Tot cel ce lucrează binele este chemat să lucreze în lumină. Tot cel ce este chemat ca să cultive niște valori culturale este chemat ca să le cultive cu o tentă moral sănătoasă. Bună. Halloween-ul despre care acum se discută atât de mult, aparent este inofensiv. Dar ce fac copilașii noștri? Ei se obișnuiesc. Se obișnuiesc cu această sperietură. Dă-mi sau te sperii mai departe, te bântui mai departe. Și dacă nu-i dai, el încearcă să-și ia singur. Am mai vorbit în fața școlii, în fața copiilor, mi s-a cerut ca să vorbesc. Nu de mult a fost, s-a mai uitat, problema cu jocul acela de calculator, balena albastră, sau balena albastră. Păi, care deja iarăși, a dispărut, mi se pare. Da, a dispărut că s-a luat măsuri. A dispărut că s-a luat măsuri. Dar copiii au mers până acolo și știm foarte bine, până la sinucidere. Și uite, același substrat cam îl are și sărbătoarea asta, nu e nicio o sărbătoare, ci este doar un mijloc de ca cineva să mai câștige niște bani. Nu este niciun secret în asta. Cât bani ați câștigat, domnul Ion? Cred că 6.000 de lei. Nu domnul Ion le câștig, dar mondial vorbim. În centru Dacia. Da, asta este, de fapt, toate activitățile care se organizează și se colectează bani, ele sunt din cadrul programului Fondul pentru Tineri. Banii colectați sunt acumulați în bugetul care, de fapt, finanțează proiectele și inițiativele tinerilor din Raion Soroc. Și dacă noi am colectat în jur la 6.000 și ceva de lei, asta e aproape un proiect, pentru că un proiect în jur la 10.000 de lei costă. Bun, local, dar nu asta am vrut să ating, nu asta a fost ideea. Deci local putem strânge bani, nu putem, dar mondial asta este. Deci este o sărbătoare financiară, o zi creată pentru a număra și a face vânzări și toate astea, costumația și tot restul care se face. Nu la asta. Biserica vrea să tragă atenția la substratul care este, la întuneric. De ce noi căutăm a sluji întunericului? Și uite, noi astăzi, așa deja ne-am obișnuit, ca să lăsăm lucrurile care au fost frumoase cândva, să le lăsăm ca fiind învechite și cumva să căutăm sau să avem tendința de a căuta lucruri noi care par a fi mai frumoase, par a fi mai atrăgătoare. Asta face diavolul. Încearcă ca să înșele. Prin momeală. Și tot noi ne-am obișnuit ca să găsim motive și justificări pentru orice. Astăzi foarte ușor justificăm suicidul.
că a vrut ceva să facă, nu s-a putut realiza în viață, nu știu ce, a vrut el așa să se afirme pe el. Foarte ușor justificăm aborturile. Că da, că e mamă, e dreptul ei, e copil, copilul încă nu este născut și nu știu ce. Iarăși o justificăm. Da, e bine, lasă că avortul decât să naști la 18 ani, la 15 ani, la 16 ani, mai bine îl omori. De ce după ce îl naștem nu îl omorăm? Deja ne-i frică. Cu toate că o să ajungem și acolo. Justificăm necredința, justificăm dezmățul și desfrâul. Astăzi găsim pentru minoritățile sexuale, găsim tot o justificare, că e treaba lor ce fac și le dăm voie să meargă pe stradă, că nu avem cum să atentăm la libertatea lor. Și cel mai trist lucru al zilei de astăzi și al discuției noastre de astăzi este aceea că încercăm să justificăm chiar și această mascaradă a diavolului. Că asta este. Este o mascaradă a diavolului. Arătați-mi acolo un copilaș frumos. Arătați-mi un copilaș care a spus o poezie a bunicii. Arătați-mi un copilaș care a zâmbit. Păi dacă zâmbeau, toți erau cu dinți de ăștia stricați și cu sânge și nu știu cum. Asta vrem noi cumva să atragem atenția. Nu la ceea ce este deasupra, ni se pare nou, inofensiv și poate nu atât de rău. Aș vrea să fac o precizare absolut necesară în așa caz. Dacă facem o concluzie din răspunsul primit la dumneavoastră, avem drept să înțelegem că biserica este împotriva, în general împotriva acestei sărbători și nu numai împotriva localului care a fost ales în acest an nefericit, fiindcă aici specific că a fost organizat anume în cetate. Dacă nu era în cetate, dar era la club, păi da. Avea dreptul la viață această sărbătoare. Deci Dumnezeu creează pe om liber. Îl creează pe om liber. În libertatea lui, omul își poate alege să se manifeste. Fie că în bine, fie că în rău. Adică Dumnezeu, dacă îți face alegerea proastă, nu vine și nu te trage ca să vii, ca să nu o faci. Te lasă. A fost alegerea ta. Biserica exact face același lucru. Deci își lasă liber până la urmă membrii comunității de a alege și a asculta de glasul ei sau de nu a asculta. Poți face orice, da? Dar trebuie să fii conștient și că îți atrage prin asta și o răsplată oarecare. Pentru bine, e clar că trage o răsplată bună și pentru cele rele trage o răsplată mai rea. Acum, este alegerea ta să faci ce vrei și unde vrei. Dar s-a creat problema aceasta cu cetatea sorocii în momentul în care noi, această pseudo-sărbătoare necreștină, da, am scos-o ca să fie în văzul tuturor. Am scos-o în mijlocul comunității. Deci de la marginea comunității s-a făcut în școală, răspunde școala de ei. S-a făcut în casa de cultură, răspunde cei din casa de cultură care se ocupă de cultură. Se face la tine în casă, în proprietatea ta privată, răspunzi tu dacă se întâmplă ceva. Acum noi am ieșit într-o zonă publică, larg publică. Deci noi am ieșit în centrul orașului, noi am luat comoara aceasta care este cetatea și într-un fel am arendat-o pe un moment anume diavolului sau nu, celor care vor ei să se arate. Ca și pe oricare alt edificiu. Da. Ori cetatea nu este doar a tinerilor. Cetatea este a întreg neamului nostru. De unde pornește sărbătoarea știm foarte bine. De acolo, din cultul ăla ocultiți de la celți, da, care merg în state, Statele Unite preiau toate lucrurile acestea, la început tot le-au luat inofensiv. La început nu a fost scopul sărbătorii ca să te maschezi și să devii din om, să devii neom și să devii urât, să devii asemenea diavolului. Cu timpul toate acestea s-au denaturat. Cu timpul toate acestea s-au denaturat. Și la noi când ajunge ca sărbătoare. Ce sărbătoare? Ștefan cel Mare. Când apăra credința ortodoxă, americanii nici n-au auzit încă de Hristos.
Și atunci noi, cei care ne considerăm creștini, ortodoxi, urmași ai lui Ștefan, nu îl întrebăm, Ștefan, ce să facem în cetate, nu tragem atenția ce a făcut el acolo, că a făcut în fiecare cetate și biserică, și în biserică, în fiecare biserică s-a slujit și s-a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările pe care omul le primește și poporul le primea și în vremea aceea și în vremea asta, dar îi întrebăm pe cei din state, ce să facem ca să fie mai interesant, ce să facem ca să, să ne ocupăm timp. Nu. Asta a fost problema, că am ieșit în publicul larg, am ieșit pe centru, de la o margine, că asta era, școala era la o margine, casa de cultură este o altă margine, dar acum ești în mijloc. Exact ceea ce se va primi peste câțiva ani, Doamne ferește, și ceea ce se face în Chișinău cu parada minorităților sexuale. Da. Au ieșit în stradă, nu-i problema ta, fii tu la tine acasă ce vrei tu, că nu te judecă nimeni, sau cel puțin nu are dreptul nimeni să te judece, doar să te atenționeze. Așa cum de fapt a făcut și Preasfințitul Ioan, a atenționat că nu este bine ca noi, cei care ne numim creștini ortodoxi și duminică dimineața suntem la liturghie, noaptea să ieșim și să facem asemenea apropo, mascarat. Dar printre participanții la sărbătoare s-au numărat și copii de preoți, care au o educație... Rău, da. Creștinească aleasă. Cum explicați acest? Adică... Cu păreri de rău i-am văzut și eu și sincer să fiu, de fiecare dată, de fapt, când mă gândesc la copii și la ceea ce fac copiii, așa, cam scap și câte o lacrimă câteodată. Noi, la rândul nostru, am dat și noi naștere la un copilaj, dar l-am dat, deci s-a primit un pic mai greu. Și atunci eram doriți ca să avem tangența asta cu copilajul. Și întotdeauna încercam ca să fiu alături de copii, ca să-i înțeleg. De asta am mers și în școală ca să predau religii, ca să înțeleg cumva. Copilașul, degeaba noi ne întrebăm cine îl educă. Îl educă familia, îl educă școala sau îl educă biserica sau societatea. Copilașii de multe ori se educă ei între ei. Că și ai noștri care sunt de preoți, vor și ei să fie în rând cu ceilalți ca să nu se mai râdă atâta. Dar de ce să râd ceilalți de ai noștri? Fiindcă, uite, cumva ai noștri sunt privați de această libertate de a face chiar ce vor ei. Acum, da, este și o scăpare a noastră, a bisericii, este o scăpare a fiecărui părinte în parte, poate că este o scăpare a școlii. Nu ar trebui să fim, în general, niciun copil acolo. Nu că este de preot sau nu de preot. Asta, cum vă explicăm, nu avem ce să dăm explicații, doar avem sentimentul acesta de tristețe. Da, răspunsul dumneavoastră mi se pare foarte clar, dar aș vrea să citesc și finalul adresării episcopului către autorități, în care se spune că în această ordine de idei venim cu solicitare fermă către persoanele responsabile din cadrul Consiliului Anual Soroca de a nu permite pe viitor transformarea cetății în loc de manifestare a prostului gust și așa mai departe. Adică, domnule Ion, dumneavoastră, cum puteți comenta această adresare? Veți mai organiza astfel de sărbători sau această sărbătoare în afara cetății sau veți pune punct cu totul? Nu știu dacă noi acum putem să dăm un răspuns foarte clar la întrebarea dumneavoastră. Este evident că noi vom ține cont de toate opiniile din afară. Este evident că cetatea nu ne aparține și nu ne putem noi impune ca să organizăm astfel de evenimente acolo. Mie îmi pare rău că un pic cam s-a deplasat evenimentul ăsta și s-a agravat într-un mod foarte, nu știu, superficial. Că dacă să vorbim acum, eu mă tem chiar și din emisiunea asta a noastră de astăzi să nu le dăm mai multe informații tinerilor cum de fapt se petrece această sărbătoare. Chiar aceeași declarații că merge copilul din casă în casă și nu știu ce spune, întreabă. Trick and treat. Da, dar asta, de exemplu, la noi așa ceva nu a fost și probabil asta este și în avantajul nostru. Da, că noi oprim la manifestare simplistă a sărbătorii. Exact. Și dacă spuneți că ea se face în școli, s-a deplasat în cetate, mi se pare că probabil acolo mai întâi de toate trebuie să mergem
și să discutăm de ce se organizează această sărbătoare în școală, pentru că tinerii, când fiind mai maturi, ei vor să organizeze în continuare sărbătoarea respectivă. Și eu vin cu ideea respectivă. Dacă ei vin cu altă propunere, cu siguranță noi am avut să mergem cu propunerea lor. Și îmi pare foarte rău, pentru că noi suntem priviți acum doar din prisma acestei sărbători. Noi organizăm și dragobete, noi organizăm și mărțișori, noi organizăm și malanca de anul nou, noi organizăm și multe alte acțiuni în care nu avem cumva tangență cu preluarea sărbătorilor în afară. Și nimeni nu s-a consultat cu, cum spuneți dumneavoastră, cu americani. Poate ați spus ipotetic, eu vă înțeleg. Dar noi anual organizăm o grămadă de activități și cu prevenirea violenței în familie. Chiar și acum, în toamnă, în decadă, am avut astfel de evenimente. Deci nimeni n-a venit și ne spui că, oh, Centrul Dacia a făcut ceva care a ieșit din comun. Sau să spui, ok, este foarte bine, continuați cu această activitate. Pentru că violența, ea poate fi prevenită nu numai de o organizație obștească, ea trebuie să fie prevenită în ansamblu de toți actorii care pot și pot contribui. Și în cazul nostru, dacă vorbim că am fost cumva luați în seamă de biserică, eu sunt ortodox, creștin ortodox și eu nu am nicio comentariu de rău sau de bine față de biserică. Eu înțeleg situația în care noi trecem, un progres în care foarte multe lucruri se schimbă. Oamenii nici nu-și dau seama de ce lucruri ei deja beneficiază, pentru că tehnologiile care noi le folosim acum nu prea sunt a moldovenilor. Telefoane, mașini, televiziune, radio, dar toată lumea se folosește. Deci asta îmi pare că un pic deplasează discuția noastră și încercăm acum sau să promovăm această sărbătoare, sau să promovăm imaginea cuiva. Adică eu nu aș vrea ca să foarte mult să accelerăm discuția dată în acest domeniu și cumva să noi am fost deschiși. Centrul Dacia nu este instituția la care trebuie să te înscrii dinainte, să vii, să discuți problema. Noi suntem și vom fi totdeauna gata să primim pe oricine din comunitate să vină cu un comentariu, să vină cu opinie, să discute cu noi. Uitați-vă, n-ați făcut bine, haideți pe viitor, poate trebuie de luat altceva, poate veniți cu alte propuneri. Iacă noi ce vă propunem, noi suntem gata să le discutăm. Nu este o problemă pentru noi, noi nu vrem să creăm grupuri separate în societate. Din potrivă, noi vrem cât mai larg să fie parteneriatul pentru tineri, pentru că noi înțelegem, suntem o mână de oameni și nu putem să acoperim cu activitățile noastre toate problemele care se confruntă tinerii. Și avem nevoie și de biserică, și de autorități, și de mass media, și de sectorul privat. Anul ăsta noi avem deja peste 100 de tineri angajați. Le-am plătit bursă 3 luni de zile. Suntem în continuare cu acest proiect. Oare noi asta am făcut în detrimentul moralității tinerilor? Eu nu consider asta. Și noi aceasta este o activitate infimă, și eu repet că am mai spus-o și pe rețele socializare la oamenii care au comentat, nu priviți activitatea asta în spectru a activității generale organizației, pentru că noi ea nici nu se regăsește. Da, este un firișor care nici nu s-a văzut. Înțeleg că acum spuneți că cumva am scos evenimentul la cetate și el a atras mai mult atenție. Dar dacă nu era mesajul care a venit din partea bisericii, eu sunt sigur că nimeni nu avea să discute despre evenimentul dat și nici nu avea, pentru că el într-adevăr a fost o activitate pur și simplu cu conotație umoristică și artistică. Ce fac actorii care se maschează în demoni, nu știu ce, joacă rolul, el ce în viață, mai departe, cel rol îl joacă? Noi nu am intrat în rolul ăsta atât de mult ca să cumva ca să afectăm psihologic acești tineri. Și nu merge vorba de copii, merge vorba de un alt grup de vârste. Un grup care el vrea mai mult să distreze. Noi suntem foarte egoiști în fața tinerilor, pentru că pe vremea noastră, chiar și a mea, eu am avut oportunitate să merg în sat, la clubul din sat, la o discotecă, acolo puteai să faci cunoștință cu o fată, acolo se face cultură supravegheată. Adică exista un om care era organizator, avea grijă ca tinerii să nu se bată. Cât de cât era un control. Lucrul ăsta trebuie să continue și în continuare. Une astăzi tinerii în oraș suroc ca să iasă pentru așa evenimente. În baruri, în cazinouri,
în cluburi de noapte, dacă acolo e pericol, pentru că acolo nu este control. Și acolo părinții nu pot să aibă încredere că el merge în siguranță, să se distreze. El are nevoie și el de timp liber. Unde ori să se îndrăgostească, dacă vorbim așa, că eu acum o să pun de partea tinerilor, un tânăr, un băiat și o fată, unde să fac cunoștință? Doar la școală? Unii iau temele în față, obosit se întorc acasă. Dacă mai are cineva timp să mai facă sport, să meargă la, un cerc specializat, rămânem fără timp. Eu am copii și eu îmi dau seama ce sunt. Dar probabil fac cunoștință numai nu în timp sărbătorii lui. De ce nu credeți că și biserica e un loc unde tineri se pot întâlni? Nu avem problemă. Noi pur și simplu nu avem voie să ne băgăm în politică și religie. Credeți-ne. Nici acele minorități. Noi nu putem să le promovăm. Noi nu avem voie. Noi avem lege în față. Altfel noi ne transformăm în altă entitate. Că o să fim o organizație religioasă, dacă o să promovăm oricare religie. Păi da, asta e că... Noi nu putem, credeți-ne, că noi încercăm, poate uneori mai greșim și noi, dar nu așa de grav ca să fim... Păi acesta a fost mesajul la care s-a atras atenția. Noi îl acceptăm. Haideți noi să vedem, acceptăm. Uite, ceva nu merge bine. De asta biserica a zis, uite, ceva nu-i bine. Exact. Haideți să excludem deci, ca să orice cale noi... de acces la rău. Da? Noi înțelegem, pentru că fiecare vede din punctul lui de vedere. Biserica, ea vede lucrul ăsta într-un fel. Că dacă biserica îl vede bine, nu avea rost să... Nu este o problemă. Noi acum suntem nevoiți ca să inițiem un dialog. Ok, bun, s-a făcut asta. Cineva spune că e ok, cineva spune că nu e bine. Haideți să găsim o altă oportunitate care poate ar înlocui. Sau dacă să continuăm și nu este ok în cetate. Nu am cerut noi și credeți-mi, nu ne-am luptat noi ca nu ne dați în cetate. Noi am avut local. Noi este, în Soroca este o problemă acum cu localuri. Cu local. Poți să organizezi. Da. Și nu am avut unde. Nu am avut unde. Că acum trebuie să mergi să, la Palatul de Cultură, dacă încă în continuare, probabil, încă nu o să fie gata să ne primească și sala, holul care era înainte disponibil pentru noi, acum s-au făcut niște renovări. Eu înțeleg că deja el nu este adaptat pentru a organiza o discotecă pentru tineri. Noi trebuie să ne gândim și acum chiar și tinerii care s-au întâlnit, avem un consiliu local al tinerilor, din când de mers către primărie, ca ei să identifice un spațiu, un local în orașul Soroca, dacă nu au, atunci să gândească pe viitor, să planifice niște bani, sau să cumpere un teren, sau să cumpere un edificiu, ca pe viitor să fie transformat într-un edificiu anume cu acest scop, ca tinerii să fie adunați acolo, sub supraveghere, să li se organizeze activități distractive. Eu nu exclud faptul că și la evenimentul nostru, careva din tineri s-au manifestat nu atât de pozitiv, să spunem așa. Da. Nu exclud. Și noi lucrurile astea le observăm și ne străduim să încercăm să calmăm spiritele acestor tineri și încercăm să cultivăm cultura. Dumneavoastră înțelegeți? Chiar și noi, ca organizații care are consilii de tineret, care are alte activități, voluntari, nouă tot ne vine greu să-i atragem pe toți. Nici noi nu suntem atât de populari, pentru că tânărul mai bine să stea pe telefon, să privească un film sau să stea în jocuri pe internet și asta este nu atât de bine. Adică nici în sport nu se duce, nici în o activitate culturală nu se duce, nici la biserică nu prea se duce. Eu sunt convins de lucrurile astea, că nu toți sunt tare tentați la vârsta asta, pentru că este o vârstă de criză. Știți cum? Se schimbă foarte mult. O vârstă de criză într-o societate. Da, și încă într-o societate unde încă nu este cultivat și cultura, și educația, și foarte mult. Familia încă este foarte slăbită acum. Că dacă vorbim de educația tinerilor din familie, noi ar trebui mult mai ușor să mergem și la școală. Noi de ce sprijinim acum și școala? Încercăm acum și copiii de etnie romă să-i băgăm la școală. Pentru că asta va asigura cât de cât un viitor acelor copii. O altă educație o să aibă. Dar eu consider că toți trebuie să facem lucrul ăsta. Acolo unde sunt probleme, noi toți trebuie să ajutăm. Eu nu am venit să critic o instituție de învățământ, cu uite, la dânsa trebuie să vină așa un număr de copii, dar ei nu vin. Voi sunteți vinoveți. Nu, noi am venit, haideți, noi vrem să vă ajutăm. Noi vrem să vă sprijinim
cu ce putem, unde putem. Nu ne băgăm noi să citim lecții, profesorii își fac meseria, dar noi vrem să le oferim mai mult timp pentru că ei se pregătească de ore, să fie pregătiți mai bine. Noi să lucrăm cu partea care o putem să o facem. Până la urmă, scopul acestei emisiuni a fost de a pune punctele pe ei în această, nu vreau să o numesc situație de conflict, o situație puțin deplasată, de atenționare. Înțeleg. Și vreau să cred că acei care s-au manifestat pe rețelele de socializare și acei care încă nu s-au manifestat și acei care vor primi emisiunea, vor trage o concluzie corectă și vor înțelege că în convorbirea noastră de astăzi nu avem învingători și nu avem învinși. Toți suntem pe aceeași parte a baricadei și toți avem același scop de a educa o generație sănătoasă, inclusiv din punct de vedere moral. Corect. Pe asta centrul de tineret Dacia care se ocupă de o educație culturală. Păi în Halloween eu nu văd o parte culturală sănătoasă. Noi așteptăm propunerea dumneavoastră. Cum și-am zis. De ce când copilașul se naște, el e îngeraș și tot se bucură. Și când aici l-am crescut mare, Dumnezeu ne-a dat putere și ne-a dat răbdare și pe cât posibil sănătate, să-l creștem mare și să-l deghizăm în știți, nu ar fi fantom, corect să spun îmi place sau nu-mi place acum demersul care l-a făcut domnul Moșnicuț. Orice opinie din comunitate, care poate uneori nu prea ne-ar plăcea, adică în viziunea comunității, parcă ar părea că ne diminuează din imagine. Dar dacă ne gândim corect, noi din orice problemă care apare, noi trebuie să fim foarte deștepți ca să o transformăm într-o oportunitate. Să vedem, ok, nu pot să merg înainte, în continuare, în așa fel încât iar din nou să alimentez conflictul ăsta. Deopotrivă, haideți să vedem. Dar ceea ce pe noi ne interesează și în ceea ce ne pricepe în ce mai mult este activitatea de tineret. Noi știm cum să lucrăm cu ei, noi deja avem o experiență, noi putem să-i organizăm, noi putem să-i consultăm, noi înțelegem care sunt problemele lor. Ei altfel ne spun nouă probleme, pentru că lucrăm de la egal la egal. Noi suntem mult mai deschiși chiar și decât școlile. Pentru că ei nu ne privesc pe noi ca profesori, noi nu le punem note, noi nu îi supunem unor examene. Și în acest sens, evident că noi acum suntem gata ca această opinie care a venit din afară, să o analizăm, să o punem în discuție chiar și cu tinerii, să încercăm să învățăm, să analizeze un pic mai constructiv care, feedback-ul care vine din societate, ca nu să creăm așa un grup de tineri care să fie în opoziția cuiva. Să nu ne aruncăm în altă exact, extremă. Da, nu este scopul nostru și noi, mi se pare că întotdeauna am fost așa neutri în acest sens și vom încerca să fim, pentru că asta este scopul nostru. Cât mai mulți parteneri, cât mai multe opinii colectate din comunitate, analizate, asta ne va face ca să evoluăm mai departe, să ne dezvoltăm. Nu putem să stăm pe loc. Pentru că dacă ar fi fost, ar trebui să vină și centrul Dacia cu o grămadă de opinii vis-a-vis de biserică. Nu asta am făcut și nu o să o facem. Chiar dacă cineva așteaptă de la noi lucrurile astea. Bine, dar nici noi nu... Da, nu. Noi, într-un fel, am fost acolo. Vinovați pe dumneavoastră de manifestarea care este. Deci, asta vrea să zic biserica. Cum și-am zis la început. Deci biserica vrea să facă lumină în ceea ce se face în societate. Da? Înțeleg. Și haideți să facem, toți împreună trebuie să facem lucruri bune. Înțeleg. Toți împreună trebuie să facem lucruri bune. De asta și vă zic. Zici poporul nostru tare frumos. Ceea ce se aseamănă, se adună. Păi dacă ne-am adunat acolo în eu vă zic, poate noi show-ul ăsta și în masca poate asta. Poate noi am făcut atunci ceva cine asemănăm noi? În favoarea transformării Halloween-ului. Nu în așa fel care e cunoscut că el se organizează. Pentru că noi am făcut altceva. Adică... Da, de fapt, foarte bine ar fi ca această zi de Halloween nici să nu fie dezvoltată mai departe, ca să ne ajungem la altceva. Și dacă vor tinerii cumva să o marcheze, totuși ar fi bine ca să le explicăm, uite, care e substratul. Plus că dacă îi să luăm o părere de psihologi la copii și la tineri, la adolescenți, ei sunt foarte fragili în... Înțeleg, de asta noi am fost foarte atenți ca să nu
Și când o lume întreagă, de fapt ce face? Să lupt cu ideologii. Și mai mult să lupt cu ideologiile teroriste. Da? Ei avem pe radicaliști ăștia. Cumva tot așa e o islamul radicalist. Tot așa e o educat. Încet, că el a ajuns până unde a ajuns la momentul în care el exploatează pe el sau omoară pe altcineva. Luați statistici din Statele Unite, unde s-a dezvoltat sărbătoarea respectivă. Deci e foarte ușor acum, și avem câte cazuri, intră în școală și începe a împușca din dreapta în stânga. Eu în 2005-2007 am fost și eu pe program de student, am fost în state, am nimerit și eu tot la sărbătoarea asta. Da? Ne-am distrat și noi ca tineri cum ne-am distrat și s-a pornit o discuție între noi. Eram toți studenți veniți din afara Statelor Unite, majoritatea România, o discuție la care un tânăr de acolo, de la ei, da? Dacă stăteam toți adunați, deci după un sondaj în școală, clasa a patra, 10 ani, 12 ani cât au ei în clasa a patra, când i-au întrebat de Halloween, voi ce vreți să faceți? Vreau să omor omul. Atunci, ce am făcut noi la copii? Că doar din sperietura asta la care îi încurajăm, da? Trick and treat. Știți cum? El nu știe cum se declanșează în psihica lui. Dacă ar fi aceasta principala cauză, eu cred că și în America și în toate statele lumii ar interzice această sărbătoare. Da. Este vorba nu au cum, fiindcă se fac mulți bani. Da, nu închipuiți-vă acum să nu mai vindem bostan de 1 miliard de dolari. Seama sărbători aceste. Păi nu, Statele Unite, fiecare în parte, fiecare noi. Eu vă mulțumesc pentru participare la emisiune și, în mod normal, am vrea să cunoaștem și părerea autorităților raionale cu privire la această temă, care chiar este obligată să dea un răspuns episcopului Ioan Moșneguțu. Noi suntem deschiși pentru aceste răspunsuri și le așteptăm în orice moment. Atitudinea mea personală față de faptul că ricita cetății Soroca și în afara cetății a avut loc o manifestare, să zic eu, culturală, s-a sărbătorit așa o sărbătoare veche, venită peste secol, celtică, că spiritele celor morți vizitează pe cei vii. Părerea mea personală este că asta nu afectează extraordinar chipul moral a unui oameni de treabă, oameni deștepți. Așa că eu sigur că mă gândesc la Halloween, mă gândesc la o chestiune, că eu mă văd pe mine însăși când eram copil în Luca Nistrului, noi toamna, anume toamna, când se conșteau bostanii, făceam de bostani tot felul de spirit duș, de băști și încercam să-i sperie pe cei care vineau la moară, la Coreșniță, să fac făină. Îi spedea câteodată și asta o făceam noaptea și asta ne îmbrăcam și în costume negre, ne umigeam pe față, ne puneam cornițe și coade, spăream lumea. Era ceva abuzant pentru noi, pentru copii. Ce privește multe sărbători care și le avem și noi în ziua de astăzi, ele vin de la strămoșii noștri îndepărtați. Așa că eu socot că dacă tineretul a hotărât să sărbeze această să aibă o manifestare legată de Halloween, nu a fost un mare păcat. Altceva este privința că acolo din cetate de interzis asta de făcut, asta nu de făcut, asta merge, asta nu ne privește, celălaltă nu ne privește. Păi bine, asta tot, eu socot că asta nu este corect. Suntem într-o țară democratică și, în primul rând, într-o țară unde este dreptul la liberă cugetare, la liberă gândire. Asta, eu sunt unul este ateist, altul este credincios, altul este de altă credință, egovist, baptist, ce zice asta a șapte zi. Și, dar fiecare are dreptul de a avea acces într-un loc public. Iar cetatea Soroca este un public, un loc public al nostru, al tuturor. Așa că aici socot că oricine are dreptul să aibă, să organizeze cu, desigur, cu coordonarea instituțiilor superioare, o măsură culturală, o eveniment la cetatea Soroca. Iată, asta este părerea mea. Dar eu, totodată, când a apărut această discuție, această problemă, eu, în primul rând, știu că ei au venit, au avut un mic concert în cetate, apoi au ieșit afară și în afara cetății au avut o discotecă.
Dar deodată, fiind ca un om care a citit foarte multă viața mea și la curent cu multe lucruri, mi-a pus deodată întrebarea, dar oare de biserica noastră nu are păcatele ei? Și mă refer aici, eu m-am gândit nu la alții, m-am gândit la Galileo Galilei, la Giordano Bruno, m-am gândit la indienii care au fost din America, indigenii care au fost arși pe rug în numele credinței, din miile de persoane trimise pe rug în numele credinței și cu Sfânta Cruce înainte. Sunt niște lucruri care cer și o toleranță, dar și o iertare totodată. Și fiecare are partea lui divină. Și faptul că noi avem astăzi tot mai mulți sectanți în Republica Moldova, eu iar îmi pun întrebare, cine oare divină în această chestiune? E doriașul care pleacă din biserică sau care caută o altă cale? Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și zicem spectatorilor noștri la revedere.